Salutare, națiune! Și bine ați venit la o nouă recenzie hotelieră, marca Gavo. Suntem la hotel President Spa, din Băile Felix, hotel de 4 stele. Și asta este camera în care am stat în ultimele 3 zile. O cameră frumoasă, de altfel. Nu pot să mă plâng absolut deloc de condițiile de cazare. Asta este baia, cu o cabină de duș uriașă și cu toate dotările aferente unei băi, cu fion, cu telefon de urgență în cazul în care rămâi blocat pe WC, televiziune prin cablu, minibar, spații de depozitare cu nemiluita, safe pentru bunurile de valoare. Și fotoliul ăsta se face pat, apropo. Asta în cazul în care veniți cu un copil după voi. Și asta este priveliștea asupra întregului complex. Practic tot ce vedeți aici aparține de același hotel. Ăla este Aqua Wellness. Ăsta este spa-ul și mai este și peste drum. Este dita mai complexul. Cred, nu știu sigur. Cel mai mare complex din Băile Felix, dacă nu mă înșel. Dar să trecem și la partea neplăcută a lucrurilor, pentru că există câteva neplăceri de care am avut parte în acest sejur de 3 zile. Unul la mână, gălăgia. Foarte mult zgomot. Asta în contextul în care deasupra mea, cred că este lavanderia sau încăperea în care se spală ceașafurile, așternuturile și așa mai departe. Și mi se pare inadmisibil să vii să stai aici, mai ales dacă vii și cu copii mici, vii cu familia, și să ai parte la ora 1 noapte, la ora 1 și jumătate noaptea de o mașină de spălat care merge și huruie și face ca toți dragii. De neacceptat. Doi la mână, internetul. Ai parte de internet gratuit, de Wi-Fi, însă este cel mai prost Wi-Fi de care am avut eu parte în orice tip de hotel în care am stat în viața asta, oriunde în lumea asta. Trei la mână, aici în spate, că v-am arătat, chestia aia unde scrie I love Castello, păi până seara la ora 11, doar manele. Manele în draci, manele la rupere, ceea ce este absolut dezgustător. Nu știu de cine aparține respectiva locație, nici nu mă interesează. Cert este însă că tu, ca hotel de 4 stele, nu ar trebui să permiți ca ai tăi clienți să fie deranjați de salam și guță și maimuță și mai știu eu care. Mi se pare inacceptabil. Și ultimul aspect și cel mai important din punctul meu de vedere este personalul și calitatea serviciilor. Mâncarea la micul dejun, pentru că noi am avut micul dejun inclus, este în cel mai fericit caz tolerabilă, ca să folosesc totuși un termen blând, tolerabilă. Propriu zis, în fiecare zi mâncai exact același lucru, ceea ce la un hotel de 4 stele mi se pare, din nou, de foarte prost gust, sincer. Și lucrul la fel de important, personalul. Personalul, cu un chef de muncă și cu un chef de viață și cu un profesionalism, de te lasă rece. Ori în condițiile în care tu pretinzi a fi hotel de 4 stele, nu mi se pare chiar absolut deloc ok să ai un astfel de personal. Ea și reinvestește din profitul ăla pe care îl faci de pe spinarea clienților și efectuează cursuri de, nu știu, dezvoltare profesională în rândul personalului. Efectiv, să stai să aștepți să vină să curețe masa după cei care au fost înaintea ta la micul dejun, să nu ai unde să te așezi la masă la micul dejun, pentru că toate mesele sunt murdare, nu sunt curățate, nu sunt pregătite. În timp ce îi stăteau fai frumos pe telefon, mi se pare de asemenea dezgustător. Plus de aia, la recepție, după o anumită oră, nu mai găseai pe absolut nimeni, pur și simplu se evapora. Dacă aveai o problemă, sincer să fiu, nici nu știu unde trebuia să te duci și pe cine trebuia să cauți, în cazul în care aveai o problemă și trebuia remediată urgent. Astea sunt problemele mele, sesizate de mine, ca simplu cetățean, ca simplu consumator de astfel de produse și servicii. Din păcate, deși locația este faină, deși complexul este super fain, deși, hai să spunem, toate lucrurile pe care le poți face aici sunt foarte, foarte faine,
partea asta de personal și de calitatea serviciilor lasă de dorit și nu se ridică la standardul de 4 stele. De asemenea, calitatea internetului extrem de proastă, practic inexistentă. Și o chestie încă ciudată. Cât am stat aici timp de 3 zile, uitați-vă și voi acolo că există o antenă montată pe vârful hotelului. O vedeți? Imaginați-vă că semnalul meu la telefonul mobil pe rețeaua mobilă Orange a fost în cel mai fericit caz Edge 2G. De multe ori neavând acoperire. Deci, atenție și la acest aspect. Pentru sejurul ăsta de 3 zile, adică 2 nopți de somnic, în patul ăsta mare și fain, am plătit 1000 de lei. Din punctul meu de vedere, prea mult. Ăsta este adevărul. În fine, să sperăm că poate în viitorul apropiat se vor remedia aceste lucruri, nu vor mai exista astfel de neplăceri și data viitoare când voi mai veni prin Felix și voi mai veni să stau aici, nu o să mai constat aceleași lucruri. Din păcate însă, la momentul acestei recenzii hoteliere, din punctul meu de vedere, hotelul în sine primește, hai să spunem calificativ, de recomandare. Din păcate însă, personalul și calitatea serviciilor și multe alte lucruri importante pentru un sejur perfect nu primesc. Rămâne strict la latitudinea voastră dacă veți vrea sau nu să veniți să stați aici. Repet, hotelul este super ok, tot complexul este super ok, foarte mare, foarte fain, foarte îngrijit, cu multe posibilități de divertisment, însă rămân acele lucruri pe care le-am enunțat, care mie personal nu mi-au plăcut. Bun, cam atât de zis despre Hotel President Spa din Băile Felix. Ne vedem data viitoare. Ca întotdeauna, națiune, îți mulțumesc pentru timpul acordat și dăm voie să-ți urez toate cele bune.